suntem în luna februarie 2024. E practic va începe al patrulea an de când i-am plantat. Deci au 3 ani de vegetație. Anul trecut, la finalul lunii februarie, i-am tăiat. Mai exact, am tăiat pe acesta de aici și de aici 2 metri jumate înălțime. Deci au rămas doar cele două brațe, iar pe acesta l-am tăiat de aici. Deci creșterile de aici în sus, respectiv de aici în sus, sunt creșterile de anul trecut. Sunt undeva la 3 metri și undeva la 3 metri jumate creșterile de anul trecut. Repet, în februarie anul trecut i-am tăiat de aici. Erau mult mai înalți. Deci au avut și acum 2 ani au avut creșteri frumoase, doar că i-am tăiat pentru a ramifica și mai mult. N-am vrut să am un trunc principal și de acolo să tot dea, se ducă foarte, foarte mult în sus. Nu știu dacă am făcut bine sau nu, dar momentan coroana mi se pare că este relativ ok. Arată destul de bine. Vreau să văd când pleacă în vegetație, undeva probabil prin luna mai. O să înceapă să dea mugurii. Și atunci probabil vor ramifica de peste tot. Pornesc foarte, foarte, foarte bine în vegetație, foarte repede. Și arată și asta. Aici, să mă apropii. Aici a mai fost o ramură asemănătoare cu asta. Doar am avut niște vigilii foarte, foarte puternice și s-a rupt, a pleznit. Vreau să vă spun că ramurile din anul respectiv sunt foarte firave. Sunt erbacee chiar până pe final de sezon, când încep să se lignifice. Și acesta e foarte nou. Dar au crescut cam la fel. Cam la fel de înalți. Și vreau să vă arăt și grosimea trunchiului. Deci am 22, așa, de la degetul mare la degetul mic și nici măcar pe jumătate nu pot să-l cuprind. Tulpină foarte puternică. E foarte zdravă. Și pentru un copac, după al treilea an de vegetație, sunt foarte încântat. Sunt foarte încântat de ei. M-am gândit să fac videoul acum pentru că se văd mult mai ușor ramurile decât când este în vegetație și e plin de frunze. Asta e tot pentru acest video. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!